Buddha. Orice vorbe pronunțăm, trebuie să le alegem cu grijă, întrucât oamenii care le aud pot fi influențați în bine sau în rău de ele. Familia este un loc unde mințile vin în contact una cu cealaltă. Asemenea unei flori gingașe, strălucitoare și înmiresmată, sunt cuvintele delicate și pline de adevăr ale celui care făptuiește după cum vorbește. Caritatea, îndreptată către cei care sunt demni de ea, este asemenea semințelor puse într-un pământ bun, ce aduce o recoltă bogată. Însă, pomenele date celor care sunt încă în jugul tiranic al pasiunii sunt ca și semințele îngropate într-un pământ sterb. Nătângul care știe că e nătâng este mult mai înțelept. Prostul care se crede deștept este cu adevărat prost. Ura nu este niciodată învinsă de ură. Ura este învinsă de dragoste. Este o lege eternă. Nu trebuie să închegi o prietenie cu un prost. Furia nu va dispărea niciodată atâta timp cât resentimentele sunt prețuite în minte. Furia va dispărea de îndată ce resentimentele sunt uitate. Să ne ridicăm și să fim recunoscători, pentru că, dacă nu am învățat multe lucruri astăzi, măcar am învățat puține. Iar dacă nu am învățat nici puține, măcar nu ne-am îmbolnăvit. Iar dacă ne-am îmbolnăvit, măcar nu am murit. Așa că, haideți să fim cu toți recunoscători. Un om înțelept recunoaște faptul că această lume nu este decât o simplă iluzie. De aceea, el nu acționează ca și cum aceasta ar fi reală și astfel se eliberează de suferință. O femeie este dornică să-și arate formele și contururile, indiferent dacă merge, stă în picioare, este așezată sau doarme, chiar și atunci când este reprezentată într-o pictură. Ea dorește să captiveze cu farmecul frumuseței sale și, în acest fel, să îi îndepărteze pe bărbați de la tăria inimii lor. Pentru a duce o viață pură, lipsită de egoism, cineva ar trebui să se bazeze pe nimic altceva decât pe sine însuși în mijlocul abundențelor. Cel ce își apără mintea împotriva lăcomiei, mâniei și greșelii, se bucură de o pace solidă și reală. A menține trupului o stare bună de sănătate este o datorie. În caz contrar, nu am fi capabili să ne păstrăm mintea puternică și limpede. Omul lipsit de înțelepciune, chiar dacă poate recita pe de rost o mare parte a textelor spirituale, dar nu le poate pune în aplicare, nu are nicio legătură cu statutul, condiția omului spiritual, ci este asemenea unui văcar care numără vacele altora. Omul prost concepe idee de sine. Cel înțelept nu vede niciun fundament pentru a clădi idee de sine. În acest fel, cel din urmă are o concepție corectă a lumii și conchide cu îndreptățire că toți compușii creați de durere vor fi destrămați din nou. Adevărul, însă, va rămâne. Unitatea se poate manifesta numai prin dualitate.
Unitatea în sine și ideea unității înseamnă deja două. Nu crede nimic, indiferent de locul în care ai citit acel lucru, ori de persoana care ți l-a spus. Fă-o doar în cazul în care acel lucru corespunde propriei tale rațiuni și propriului tău bun simț. Privește la propriile-ți greșeli, la ce ai făcut sau ai lăsat nefăcut. Treci cu vedere greșelile celorlalți. Iluminismul nu are o formă sau natură definită prin care se poate manifesta. Deci, în însuși iluminism, nu e nimic de iluminat.